Vă salut din nou, prieteni, eu sunt Liviu și bine ați venit la un nou episod din Pokémon Fire Red Monotype Water. Până acum, acesta este progresul, 9 ore, 29 de minute, 29, numărul meu favorit, un Pokédex, 9 Pokémon, 4 insigne, data trecută am reușit să o învingem pe Erika și am obținut a 4-a insignă, The Rainbow Badge. Acum urmează să ne înfruntăm cu villainii acestui joc. Asta e ce s-a întâmplat la trecută, am fost puțin, am reușit să evoluăm pe stadion Starmie. It's you and me. Am reușit să obținem badge-ul și aici ne-am oprit data trecută. După cum vedeți, echipa Racheta se află în oraș. Iar data trecută am vrut să iau Fly, însă m-am răzgândit. Ei bine, mergem acum. A, da, v-am promis că o să mă duc să iau pe Eevee și să evoluez în Vaporeon. Mai întâi voi lua, nu știu de ce, nici eu nu știu ce vreau să fac, dar știu de fapt. Vreau să iau un Thunderstone, un Waterstone pentru Eevee. Nu aici, nici aici, aici, Waterstone. Mai luăm unul. Nu cred că mai avem nevoie de nimic deocamdată. Totul este bine. Ne aflăm într-un stadiu destul de... cam pe la jumatea jocului. Poate nu chiar așa, dar pe acolo. Și acum vom lua acel Eevee. There's nothing that I don't know, like I wrote on the blackboard. I know about the world of Pokémon in the Game Boy Advance. Dar după cum știți, acest joc a apărut pe Game Boy Advance. Și Eevee, într-adevăr, nu a fost primul joc, primele două jocuri acestea, Fire Red și Leaf Green, nu au mai apărut și... acum Eevee va evolua în Vaporeon, au mai apărut și primele jocuri au apărut pe Game Boy Advance, au fost Ruby and Sapphire, după aceea aceste două și după aceea Emerald și s-a terminat. Și acum avem un Vaporeon. Vaporeon. Încă un Pokémon de apă, încă un Pokémon la colecția noastră. Îl vom pune al doilea, o să vedeți de ce. Avem o bătălie dublă. Ne ducem să luăm cat acum, Fly, am greșit. Și ne batem cu acești doi tipi, cu acest cuplu, care se țin de mine, Lia și Jed. Au un Rapidash și un Ninetales, perfect pentru noi, adică ce poate fi mai... Totuși sunt mai puternici ca noi și iar Vaporeon nu are niciun atac de apă. Oh, safeguard. Quick attack. Oare reușim să-i batem? Chiar cred că vom reuși, nu știu de ce. Dacă nu ne dă burn, tot e ok. Da, și într-adevăr și cu level sub reușim să învingem. Continuăm să atacăm. Ne-a dat Confuse Ray și acum Vaporeon este confuz. Da, tot a reușit să dea și am câștigat cu... Am bătut 2 Pokémon de level 29 cu 2 Pokémon de level 21, respectiv 25, ceea ce e un lucru foarte bun. Bine, am avut avantaj, este clar, un type advantage. Și zice moșul ăsta, how do you get in? Good effort. Ce așa de greu? Adică trebuie să folosești doar cut și să intri pe ușă. Această tipă ne va da fly. După cum știți, putem folosi pentru că acesta e un Firo. Parcă era un Spiro înainte, dar
Nu știu cum reușește să stea un firou într-o casă. Adică firou e destul de mare. Bun, îi dăm lui Farfetch'd Fly, că poate învăța Fly. Nu de Lir, nu avem nevoie. După cum am spus, Farfetch'd va fi folosit pentru să fie un agent slave. De asta o ținem. După cum știți, Snorlax ne blochează calea. Iar acum ne vom duce în Game Corner. Aici vă arăt ce putem câștiga. Smoke Ball, Miracle Seed, Charcoal, Mystic Water, Yellow Flute. Acela dă boost-ul pentru Pokémon. Abrac, Referi, Dratini, Cypher, Porygon. Nu putem să ne luăm niciun Pokémon de aici. Niciun nu e de apă. Și de aici am putea lua 4500. Am putea, sunt niște TM-uri foarte interesante. 20 de Iron Tail, 13 este Ice Beam. Ice Beam o să avem nevoie. 35 Flamethrower. Flamethrower aș vrea să-l am pentru Gyarados. Doar atât o să. Și acum intrăm în Game Corner. Nu sunt un gen din acesta, un gambler, cum se zice, un parior de obicei. Am mai pariat la pariuri sportive, gen, și chiar am câștigat câteodată. Nu sume mari, dar știu că m-am deviat puțin de la subiect, dar asta e. Bun, acum vorbim cu tipul ăsta. I'm guarding this poster, go away or else. Nu știu cum reușim să ne batem în acest bed cafe, să zicem. E ciudat, adică na. Dar da de bănuit, adică se vede că doi se bat și na. Forțin și recover, de-aia e foarte bun acest army, poate recover. Iar dacă Retic îi ratează Zubat, mulți Zubați. Leech Life nu e un atac foarte puternic. Ne-a dat Supersonic, însă am reușit să învingem. The Team Rocket Heaven might be discovered, I better tell boss. Ei și fraier, adică te duci acolo, crezi că pur și simplu dau de acest banner și intrăm în hideout-ul echipei Rocket. Rocket Hideout. Să vedem dacă sunt chestii ascunse pe aici, știu sigur că undeva sunt. Încă un PPA, PPA, dacă vreți, și un Carbos, cred că e pe aici, nu, n-am avut dreptate, nu contează. Da, știu, poate vă întrebați de cum de reușesc, cum de știu de peste tot unde sunt ascunse. Cum am spus, am jucat acest joc, nu pot să zic de nenumărate ori, dar cunosc bine jocul. A fost primul joc pe care l-am jucat vreodată, un joc Pokémon. Știu, poate probabil ar fi trebuit să joc Red, Blue, primele două, gen care au fost lansate, l-am jucat și pe acelea, dar după aceea. Hyper Fang a dat critic, nu pot să cred. Bun. Asta e. Dragon Rage. Și am reușit. Nu știu dacă am revive ca să pot să-l înviu pe... Bun, n-am. Va trebui să-mi cumpăr. Escape Rope. Mă întorc la centru ca să vreau neapărat să-l am pe Starmie. Vreau să-l mai cresc. Și durează mult, dar asta e. Și mă voi duce la magazin. Știam că trebuia să cumpăr mai dinainte. O să-mi cumpăr mai multe acum ca să am. Unul aici. Aici. Cumpăr vreo 10. Super poțiuni și de acestea. Și just in case. Da,
cam atât ajunge. Nu vreau să stăbovesc foarte mult, vreau neapărat să trec de, de acest hideout. Acesta ne învață Explosion, cred. Sau nu, nu, tipul acela de acolo, cred că ne învață Explosion sau Self-Struck, cred. Acum are același lucru, același atac. Bun, a revenit. Să vedem ce tipul ăsta. You are not going to get away with this, Brad. Ba, o să reușesc. Who are you? How did you get here? Skill, domnule. Sâc. Domnul poziția, să vedem ce type reușesc. Normal type. Ok. Water gun. Rapid spin. N-a luat nimic. Mai nimic aproape. Confusion, nici acesta nu se numește Psychic, Starmie. Da, un Water Psychic, nu sunt foarte mulți în joc. Ar mai fi Slowpoke, cred. Am vrut să dăm un criticul matchup. Și el ne-a luat ceva. Pe aici nu o să trecem, pe aici o să putem să trece după ce învingem pe... După ce terminăm acestea. Și aici sunt aceste puzzle-uri interesante. Water gun. Nu-i bine. Am crezut că Bite o să-mi ia tot, pentru că e atac de Dark, iar noi suntem pe jumătate. Suntem pe jumătate Psychic. Critical hit. Zubat din nou. Fac dau camuflaj ca să fiu puțin imun la Bite. Da, despre ce vă ziceam. Dar nu ar trebui să-mi ia mai mult, însă am dat camuflaj și m-am transformat în normal type. Coughing. Jumate, încă jumate. Grimer. Harden. Disable, nu se mai putem folosi. Da, nu e problemă. Ne-a dat poison, nu e bine. Recover. Să folosesc antidote. Sludge. Nu ne-a mai dat, rapid spin, și sper să ia tot aia la tot. Sper să mai înveți atacuri, Starmie. Acum o să-l învăț mai multe atacuri. Sper să nu ia quick attack. Știam că o să dat quick attack, nu știu de ce. Un Vaporeon. Vaporeon. De-aia mi-am luat revive. Bun, acum. Vreau să-și pokeball-ul acela. O luăm așa. Știu aceste puzzle-uri. Dar pot să mai încurc. Adică... TM 12, n-am fost atent. Taunt. Ok. Acum... Puțin nedumerit. Pe aici, pe aici. Aș vrea să iau pe aici, să iau și acel Pokémon. Bun. Acum cred că trebuie să mă întorc pe aici. Pe aici. Nu. Pe aici, pe aici. Pe aici, pe aici. Pe aici, pe aici. Și am reușit. Cred că aici am luat, de aici luăm lift key-ul. Să putem să mergem în lift. Cover. Rattata n-ar trebui să fie problemă. Tot în prima. Raticate, acesta e mai puțin mai problematic, însă nu se pune cu noi. Nu se pune cu Queen Misty. Da, rapid spin, nu ia nimic. Să rămâne fără water gun, din păcate.
Rattata. Ai vrut să scap o dată de rapid spin-ul ăla, este aproape inutil. Camuflaj mai e util oricum. Dar nu cred că de aici îl vom la... Dickey-ul. Vom vedea. Disable, nu se putea da rapid spin acum. Oh, am ratat din cauza lui Minimize. Ratăm. Tot continuă să folosească, dar folosește degeaba, e ca și cum te vrea să prelungească jocul cât mai mult. De asta este enervant, sunt enervanță ce spun. Pur și simplu vor să prelungească jocul cât mai mult, ca să nu... degeaba, adică e inutil ce fac. Coughing. Din nou și nu mai avem, din păcate. Voi schimba în Vaporeon. Small, nu se poate, Poison. Da, Antidote. Și încă o dată. Gata să nu ne-am mai dat Poison. Quake Attack. Vreau de Vaporeon nu are atacuri de apă încă. O să aibă. Dacă nu mai ieși la unul din aceste etaje, vom reuși să... Aba, nu aici, nu. Cred că aici, în San Francisco. De mereu confund acest Game Corner cu acea clădire mare din San Francisco. Dar nu contează. Aici va fi puțin mai... aici nu mai avem ce face pe etajul ăsta. Nu de aici am unificat, se pare. Dar a meritat să ne batem cu acei antrenori. O să încerce. The Team Rocket Headquarter has 4 underground floors. Think you can reach the boss? Nu cred. Știu. Matchup. Seismic Toss. Nu ne-a luat foarte mult. Așteptam să ne ia mai mult. Cum a dat... la critic. Seismic Toss nu se ne ia foarte mult. Și Quick Attack a dat critic și a reușit. Vaporeon învață atacuri deocamdată. Nu sunt sigur ce. Mi-ar da critic, dar nu mai luat așa mult. Am vrut să... da, am greșit aici. Asta e. Poți da o rapid spin. Încă un Pokeball aici, Frustration, cred, era. Rare Candy, yes! Yay! Așa să le păstrez, poate o să am un fai de un moment dat. Un acum, pe aici. Ah, puteam să scăpăm de acest, puteam să le evităm, o să am plecat să mă bag cu el. Jumătate. Și din nou. Eradicate. A, ne scade defensiva. Nu că ar face vreo brânză cu asta. Drowsy. Ce puțin a la confusion. Black Glasses pentru Dark Type-ul, cred. Și aici am Max Aether. Cred că e și aici ceva, sau nu? E bine să căutăm, cine știe, poate găsim ceva. Snatch. Și cred că tipul ăsta are Leaf Key-ul sau nu sunt sigur. E posibil să nu fie acest tip. Sludge. Trebuie să nu le poison. A dat self-destruct. Really? Așa joci. Când bagi bestia în teren, poți să te aștepți să mori.
Oh no, I dropped the lift key. Cum e asta posibil? Încerc să mai caut secrete, poate mai sunt. Nu le știu chiar pe toate, recunosc. Dar unele le mai știu. Până acum trebuie să ne întoarcem, să ne ducem la lift. Tot aici, cred. Bom, 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 ușor. La 4 ne ducem. Folosim, da, pentru darte, pur am avut dreptate. Nu am întotdeauna dreptate, dar când am, I'm swag. Acesta este un calcium. Chiar vreau să folosesc acestea. Folosesc pentru Blastoise. Cresc că sunt special attack-ul. Acum trebuie să ne batem cu tipii ăștia ca să ne dea drumul. Ca să ajungem la Giovanni. Sand attack. Seama la ta, bineînțeles. Se putea să nu. Vaporeon. Are foarte mare viață HP-ul Vaporeon. Cum vă puteți observa. La 26 deja are 107 HP. Destul de mult. A, și-a rămas fără atacuri. Pentru el. Starmin încă mai are cel rapid spin. O, ce puțin i-a luat. Schimbăm, n-are sens. Gyarados. Gyarados nu va avea absolut nicio problemă cu aceștia. Oh, ne-a paralizat. I-am, probabil că i-am subestimat puțin. Dar doar puțin. Pentru că acum voi folosi Paralyze Heal. Sand Attack. Water Pulse și din prima. Ground Type. Nu e nicio șansă potrivă Water Type. Nu voi schimba pentru chiar a două. Trebuie să bate și pe tine. See the beauty of our evil. Nu prea sunteți așa de evil pe cum credeți voi. Pentru că sunteți fraieri, adică sunt oameni, sunt personaje negative mult mai deștepte, gen The Joker. Ei sunt adevărații vile ai divertismentului, să zic așa. Ok. Și acum ai vor da drumul și aici este Giovanni. Și aici sunt niște secrete, o să vi le arăt. De fapt, hai să le luăm. E un netball și un nestball. Da. So I must say, I'm impressed you got here. Team Rocket captures Pokémon from around the world. They're important tools for keeping our criminal enterprise going. My name is Giovanni. For your insolence, you'll feel a world of pain. Giovanni. Boss Giovanni. Există și teorie cum că Giovanni ar fi tatăl lui Ash. Eu nu cred. Însă această teorie are un Onix. Având ground type-uri, este va fi, va fi super ușor să-l învingem. Kangaskhan. Acesta este Pokémonul lui principal. Și uitați de ce. Pentru că e normal type. Și ia mult mai puțin Water Pulse. Dăm Dragon Rage totuși. Încă o dată a fost Tail Whip și degeaba. Gyarados. Player defeated. Ball Giovanni. What? This can't be. Și 2900. I see that you raise Pokémon with most care. A child like you would never understand what I hope to achieve. I shall step aside this time. I hope we meet again. Și dispare și ne lasă Silphscope. Aș vrea astăzi să merg și în Lavender Town să să obțin acel Pokéflut. Dar bineînțeles ne mai ține un minion. Așa-mi place să-i zic minion.
Nothing. Dacă nu ne-a bătut Giovanni, cum să ne bată acest tip? Adică... What? That rockers somehow opened the door. Și am terminat aici, în Salem City. Nu mai avem nimic de făcut. Mergem la centru, vom zbura către Lavender Town. Pardon. A fost rapid. Și vom intra în faimosul Pokémon Tower. Acest creepy tower pe care vi l-am prezentat și în episodul trecut. Și acești antrenori. The ghost can be identified by the sylph scope. Da, timp. Și într-adevăr acum nu ne mai apare acel ghost, ci ne apare Ghastly. Ghost type Pokémon. Bun, încă o dată. A s-o duc la 37 pe Gyarados, de aceea îi mai atac. Acum voi folosi în Seripel. Dacă am. Sper că am. Și n-am. Ups. Nu contează. Cu aceștia ne-am bătut. May the departed Pokémon rest in peace. Rest in peace. A, putem să folosim bite, mai bine, e super efectiv, dark type împotriva, dark move împotriva, am bătut când nu dând nimic în The Ghost. N-am mai vorbit cu aceste creepy, cred că sunt femei, nu? Cred că da. Awakening, pardon. Great Ball. O să schimbăm Starmie din nou. Ghost, no, I'm not a ghost, Paula. I'm not a ghost. It's just your imagination. Lucy Spike. Where is the ghost? I must have been dreaming. Indeed. Visez cu ochii deschiși. Încă un antrenor. A fost o adiere de vânt creepy de la geamul deschis. Și a fost foarte creepy așa. S-a mișcat o pungă. I was possessed. Probabil și punga acesta a fost posedată. Come child, have purified this space. You can rest here. Da, aici putem să ne purificăm Pokémonii. Putem să ne facem zombies. Carina. Îmi place Lavender Town, e un oraș foarte, unul dintre preferatele mele, bine, preferatul nu știți că este... Cerulean City, hands down. Clar, nu se poate bate nimeni cu Cerulean City. Orașul în care poți să-l prinzi pe Mew și pe Mewtwo. Adică ce vrei mai mult de atât? Ce vrei mai mult de atât? Cel mai... tare gym leader ever. Aici sunt subiectiv, nu-mi contează. O Hunter. Hunter a fost Pokémonul lui Ash pentru câteva minute. Și să, cu ajutorul lui a reușit să o bată pe Sabrina. Și prieten foarte bun cu Misty. Hunter. Da? Știu că sună. Da, dar puteți să vedeți episoadele și veți vedea despre ce vorbesc. Aici este un X Accuracy, nu folosesc aceste gen X-uri, X Accuracy sau X, eu și mai știu eu ce. Să vedem, Give Me Blood. Da. Foarte creepy. Give Me Blood.
Și când te gândești că acest joc e menit să fie pentru copii, ei bine, adulților, uitați că acest joc nu este pentru copii. Este pentru oameni. Nu știu ce l-am pus pe Vaporeon, cu că nu o să aibă niciun efect asupra lui Ghastly. Confuse Ray. Bite. Sper să nimerim, n-am nimerit normal. Dar am reușit acum. Yay! Să ce zice, I feel anemic and weak. Acum am prins, I feel anemic and weak. Și de-aia vrea sânge. Creepy! What the fuck? What the fuck? Is wrong with this game? Adică... Da, deci nu e joc pentru copii. Adică cum să zici într-un joc pentru copii așa ceva? Deci zice, what's going on here? Nu știu, tu să-mi zici. Ghastly. Tot felul de gemete, uf. Nu știu cum. Dacă zice că face altceva. Și nu, n-am fost. Nu era ceea ce v-ați gândit voi. My head didn't fall out. What the fuck? It was a malevolent spirit. Nu, n-a fost. S-am fost doar eu. Alt rare candy. Și aici va fi Marowak. Ce vom da de Marowak? Am luat un recover ca să l-am pregătit. Aparent lichia mult pentru că e ghost type attack și suntem psychic. Begun, intruders! Aici e Marowak, ghost. Folosiți Silph Scope ca să putem detecta. În mod nu l-aș captura, dar n-am voie. Și nici nu cred că pot, nu cred că merge. Faptul spune, mi-a dat flinch. Boomerang. Boomerang pentru cine urmărește canalul TV. Boomerang. Și am reușit să-l învinge pe Marowak. N-aș fi vrut Marowak, simplu e aici, e mama lui Cubone, pe cum acel Cubone. The ghost was the restless spirit of Cubone's mother. Da. The mother spirit was calmed. Departing. Rest in peace, Marowak. Sper că Cubone să fie ok. Și acum echipa racheta îl ține asta tipă Dr. Fuji, care a lucrat pentru echipa. What do you want? Why are you here? I'm here to rescue Mr. Fuji. He's a hero. He invented Mewtwo, and that's why he's the best, like no one ever was. Un pic de engleză. Știu că am fost pe nivel. Dar, nu contează. Zubați. Numai zubați. Water gun, yay, critic, wing attack, fuck off. Confusion, bineînțeles, astonish. Hai mă. Dă-i ca să câștigi experiență multă. Aia e 27, yay. I give up. Ar trebui. I'm not going to forget this. Fair enough. This old guy marched right up to our hideout. Then he starts ranting about how Team Rocket is using Pokemon. Da, el a lucrat și probabil a lucrat pentru Team Rocket și acum probabil se simte rău că a făcut asta. Îmi pare rău că a lucrat pentru Team Rocket. Starmie este o bestie. S-aș vrea să învețe și alte atacuri. Poison Gas, cine dă poison, bineînțeles. Gyarados. Whirlpools.
please, Pokemon are only good for making money. Nu e adevărat, why not use them? You stay out of our business, never. You'll never abuse Pokemon like that anymore. You're not saving anyone, kid. Yes, I do, actually. You won't tell me what to do. Aparent Rapid Spin i-am luat ceva. Dacă folosim recover, dacă reușim, nu reușim, din păcate, nu știu ghinion. Gyarados, Dragon Rage și Rekt. Înțeles. Încă un Zubat. Nu a luat tot acum, Twister, ia tot. Water Pulse, Rekt, Rattata, și mai ales bineînțeles un Raticate, se putea să mai aibă un Raticate. Și asta e, Team Rocket Grunt, don't fight us, Rockets. You are not getting away with this. Yes, I do. Mr. Fuji, hey, you came to save me, thank you, but I came here of my own free will. Da, am uitat de chestia asta, că el a venit aici. I came to calm the spirit of Cubone's mother. I think Marowak's spirit has finally left us. Da, și echiparea că de-a puțin m-au venit. Must thank you for your kind concern. Follow me to my home Pokemon house at the foot of this tower. Ce ar fi mișto să ne dea cum i-a dat lui Red în Pokemon Origins, dacă știți mini anime-ul. Să ne dea cele Mega Stones. Misty, your Pokédex quest is one of that requires strong dedication. Without deep love for Pokémon, your quest may fail. I'm not sure if this will help you, but I'd like you to have it. Pokéflute. Da, și acum putem să-l trezim pe Snorlax, însă asta se va întâmpla în episodul următor. Da, aș vrea să salvez acum. Totuși, înainte să termin, mai am încă un sfat pentru voi. Aș vrea ca această lume, ca toată lumea, voi și nu numai, toată lumea să fie mai iertătoare cu oamenii de pe tot lumea. Noi trebuie să schimbăm lumea. Noi suntem cei care putem schimba lumea. Și prin asta sunt foarte multe stereotipuri în lumea asta. Însă tu poți fi schimbarea. Și după cum spunea și Mahatma Gandhi în citatul lui, tu, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Și poate așa această lume putea evolua. Nu, poate n-am mai exista războaie, n-am mai exista ură între oameni. Și poate am trăi, într-adevăr, în pace. Noi nu trăim în pace în momentul ăsta, trăim în ură. Și de aceea, noi trebuie să schimbăm lumea. Și putem să schimbăm lumea prin lucrurile pe care le facem zi cu zi. O faptă bună pe care o faci azi, poate să se răspândească la alte persoane și așa mai departe și așa mai departe. Celelalte persoane or să facă fapte bune. Nu sunt un fel de preot, nu sunt cu religia sau cu asta, însă cred în lucrurile bune, cred în bunătatea oamenilor, încă cred în oameni, chiar dacă suntem cea mai nocivă rasă de pe pământul ăsta, însă încă cred că ne putem schimba. Și da, fii tu schimbarea care poate pe care vei să o vezi în lume. Eu am fost Liviu și ne vedem în episodul următor. La revedere!